Cântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Păi eu zic că de atâția ani îl așteptăm, hai să nu mai stăm să pierdem timpul, să-i dăm drumul să aperi porțile orașului. Doamne ajută! Și prima pagină vreau să-i o dau istorii, te rog să-i dau. Asta este numele Tău, vii împărăția Ta, fac-ți voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele noi, astăzi și ne-a întâlnit greșelile noastre și încă greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel vicnat. Ca Ta este împărăția, puterea, slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bine, greșelile și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Ție se cuvine toată slava, cinste și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm, că Tu ești Cel ce binecuvintezi întâi toată Dumnezeu nostru, Ție slavă îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Se binecuvintează monumentul acesta prin stropire cu apă sfințită în numele Sfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează monumentul acesta prin stropire cu apă sfințită în numele Sfintei Treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cei 72 s-au întors cu bucurie zicând, Doamne, și demonii ni se supun în numele Tău, și le-a zis, am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer, iată v-am dat putere să călcați peste șerpi, peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă vântăma, dar nu vă bucurați de aceasta că lucrurile vi se pleacă, ci vă bucurați că numele voastre sunt scrise în cerul. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Domnului să ne întâmplăm, Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai zis că dacă apostolii vor tăcea, pietrele vor vorbi, iar în Areopagie ai descoperit lui Pavel un altar, care pe o placă din piatră avea scris Dumnezeului necunoscut, prin aceasta vrând El să le arate credința și recunoștința pe care trebuie să o aibă față de Tine, Făcătorule a toate. Și noi astăzi, în semn de pioasă recunoștință față de înaintașii noștri, după cuvântul Apostolului Pavel, care zice, aduceți-vă aminte de mai marii voștri,
primiți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și le urmați credința. Am înălțat această statuie să amintească despre faptele virtuoase demne de urmat ale domnitorului Alexandru, căci nume bun este mai de preț decât bogăția, iar cinste este mai de preț decât argintul și decât aurul, după cum ne învață Scriptura. Iar acest semn nu este ridicat spre închinare, ci spre aducerea aminte de măreția faptelor întâmplate în istoria neamului nostru și a favoritorilor lor. Cred și în vremea de mult, Iosua, vrând să nu uite momentul întâlnirii sale cu tine, Dumnezeule, a luat o piatră mare și a pus-o lângă capul sfânt și a zis: iată piatra aceasta, ne va fi mărturie în zilele viitoare, căci a auzit toate cuvintele Domnului pe care le-a grăit El cu noi astăzi. Tot era fost Cel care a însemnat cu pietre locul din apa Iordanului, unde au stat picioarele preoților care duceau chibotul legământului, și Cel care a așezat în Gilgal cele 12 pietre ca mărturia trecerii poporului ales prin Iordan, urmând astfel pilda lui Iacov, care în pământul Canaanului a însemnat cu pietre locul care s-a încheiat legământul dintre el și Laban, Dumnezeu însuși fiind martor, și a așezat stâlpul pe locul numit Betel ca mărturia întâlnirii dintre Dumnezeu și Israel, cum s-a numit mai apoi Iacov, care a ridicat și pe mormântul Rahinei, soția sa, un stâlp de piatră care se păstrează ca mărturie până în ziua de astăzi. Pomenește, Doamne, Dumnezeul nostru, pe toți înaintașii noștri care s-au remarcat prin faptele lor, pentru călăuzirea acestui popor pe calea istoriei și a Evangheliei, iar pe cei adormiți în nădejdea învierii și a vieții veșnice, îi așează în împărăția cerurilor după faptele și credința fiecăruia, făcându-i părtași la împricoșata judecată acelei cununi de slavă cu care neamul nostru se va prezenta înaintea Ta. Că Ție se cuniesc, ne minești, să mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeul nostru, Ție slavă înălțăm, împreună și Părintele Tău, fără de început și prea Sfântului Bunului de viață, pentru Domnului Tău, Duh, acum și cu lumea și vecii vecilor. Miluiește pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămâneți, auzi-ne și miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, Dan Laurențiu, Leona și Vladislav, Vladislav, cu toți colaboratorilor, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Ne miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm să trimită binecuvântarea Ta asupra monumentului acestuia, asupra poporului ce stă de față și pe Îngerul Tău cel milostiv, să îi păzească de toată răutatea, să îi povățuiască spre lucrarea tuturor faptelor celor bune, spre primirea Sfintelor Porunci ale Lui Hristos, să le dăruiască sănătate, zile îndelungate, întru toate să îi îndestuleze. Pentru aceasta să zicem toți: Doamne, auzi-ne și miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marților pământului și a celor ce sunt departe pe mare, milostivii noi, Stăpâne, pentru păcatele noastre, și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, și Ție slavă ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, de aici de-a noastră, slavă Ție! Poate călcânci celor din mormintă viață, dăruindu-le, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Preacucernice Părinte, binecuvântează! Cel ce a înviat din mult, Hristos adevăratul, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitește viața Făcătoarei Cruci și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, în bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Sănătate tuturor și numai divină. Iată că a venit și acest moment deosebit de important, solemn, pe care îl așteptam, aceea sfințirii porții nord de intrare în municipiul roman, care de acum va avea străjuite intrările principale, poarta nord și poarta sud,
Iată la nord, Alexandru cel Bun ne veghează și ne păzește de acum încolo, la poarta sud, Ștefan cel Mare, iar în centru, Roman Mușar. De acum, cred că peste veacuri va dăinui această pază și această bunăstare pentru municipiul nostru și simțim lucrul împlinit. Trăim cu sufletul mulțumit că reușim să-i preamărim și slăvim pe înaintașii noștri, pe ctitorii Romanului de la începuturi și iată, astăzi, datoria noastră e să dezvoltăm orașul și să-l ducem mai departe pe culmi mai înalte și să simtă întreg romanul și romașcanii bunăstarea. Vă doresc multă sănătate și să ne bucurăm de aceste clipe minunate și de ceea ce putem ctitori împreună. Mulțumesc! Îl rog și pe fratele nostru, primarul de la Ștefan Vodă, care ne-a onorat cu prezența la zilele municipiului Roman, să ne adreseze un cuvânt. Mulțumesc! Precucernicilor, mulțumate domnule deputat, mulțumate domnule primar, stimați romașcani, mulțumata delegație din Republica Moldova, trăim împreună niște evenimente deosebite și suntem mândri de faptul că suntem prezenți la niște evenimente de asemenea vergură, fie ca Bunul Dumnezeu prin intermediul acestor inceri pe pământ, Ștefan cel Mare care va apără din partea de sud și Alexandru cel Bun, monumentul căruia a fost inaugurat astăzi, va apără partea de nord, să va fi de baza orașului, să va păzească de toate rele, fie ca municipiul Roman să se dezvolte, să aibă parte de proiecte extraordinare și bune, să vă dezvoltați și noi, cei din Ștefan Vodă, ne vor ruga pentru dumneavoastră și ne vom bucura de toate succesele pentru că suntem frați. Vreau pe această cale să vă aduc sincere mulțumiri, să vă felicit cu acest eveniment, să ne pomenim unii pe alții în aceste rugăciuni, să fie pace pe pământ, este important și Bunul Dumnezeu să vă aibă în pază. Vă mulțumesc mult! Mulțumim pentru cuvintele frumoase, domnule primar, și o să-l invit și pe domnul deputat să ne transmită și dumneavoastră câteva gânduri. De suflet sunt convins. Da, mulțumesc, domnule primar. Domnule primar, frate al nostru din Republica Moldova, de la Ștefan Vodă, astăzi ați trecut și prin poarta sud, acolo unde străjuiește Ștefan cel Mare și Sfânt, unde cu câțiva ani buni urmă, împreună cu arhiepiscopul Romului și Bacăului, l-am așezat, l-am sfințit și l-am dorit ca păzitor a orașului, așa cum odinioară a instituit aici, la Roman Vodă, o organizație puternică din punct de vedere comunitar și a construit cea mai mare cetate de șes a Moldovei, pentru că păzea drumurile comerciale care se desfășurau pe malul stâng al Siretului și atunci Ștefan, dorind să asigure o pază, o liniște și o dezvoltare, de aceea la un moment dat Romanul se mai numea și Târgul Romanului, pentru că era într-adevăr o zonă de dezvoltare, un centru comercial important al evului mediu. După ce s-au întâmplat aceste lucruri, împreună cu un alt preasfințitul Ioachim, gândind că l-avem în centrul orașului, în inima pulsândă a orașului, pe cel care este întemeietorul, pe Roman Vodă, întâi mușat, am gândit că aici, în poarta de nord, să aducem un alt mușat care a avut o activitate de organizare atât a statului cât și a bisericii, care și-a pus amprenta aici la Roman și practic să punem așadar definitiv, irevocabil și fără niciun fel de alt argument contrar, emblema de oraș mușatin prin Alexandru cel Bun, cel care între 1400 și 1432 organizează statul, fiind cel mai mare din fiii voievodului Roman I Mușat, întemeitorul cetății Romanului. La acea vreme aveam două voievodate, cel cu capitala de la Suceava, unde domnea Petru I, și la Roman, a țării de jos, a Moldovei de jos, unde domnea Roman I, cei doi frați. Fiul cel mare al lui Roman Vodă Mușat este Alexandru cel Bun aici în spate, care de fapt organizează, unifică cele două voievodate, devine suveranul acestei regiuni, Moldova, și mai mult decât atât, după recunoașterea mitropoliei de la
Suceava de către Patriarhia din Constantinopol prin autocefalie și autodeterminare organizează aici la Roman, Metropolia Țării de Jos, Episcopia Romanului și Bacăului, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului de astăzi. Deci iată, vine și are o activitate susținută și în această parte. De altfel, în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului se odihnește soția marelui voievod Alexandru cel Bun. Iată, parafrazând aici un mare voievod, chiar dacă nu-i moldovean, dar care a dorit să facă unirea celor trei principate, Mihai Viteazul, care spunea, asta e pofta ce-am poftit-o eu, asta e ceea ce mi-am dorit, să pun definitiv peste municipiul roman amprenta de cetate mușatină, arături de Roman Vodă I, de Ștefan și de Alexandru cel Bun. Și dacă am făcut un crâmpei de istorie, aș vrea să vă spun și istoria acestui loc și să vă spun că ideea, gândul și demersul a început încă din vremea când eram primar eu, apoi următorul primar, până la primarul Leonarda Chirilo aici de față, care a și definitivat și pe care îl felicit. Vreau să vă spun că a fost o activitate de 6-7 ani și am avut aici sprijin și îl avem de în față și mulțumesc domnului director de la Dedeman, domnul Sorin Pavel, care a susținut demersul nostru și compania Dedeman a finanțat construcția acestei statui, iar toată această piută, acest sens giratoriu, a fost finanțat din Guvernul României prin programul Planul Național de Dezvoltare Locală 1, finanțat direct de la București, contract încheiat în perioada când eram primar, apoi lucrurile au mers, domnul primar Achiriloae a finalizat lucrările aici și când am dorit să punem statuia, a venit stop din partea altor instituții că nu permitea legea. A trebuit să ajung parlamentar, să intru, să modificăm legea. Erau destul de mulți care se opuneau, spuneau că în sensul legislatorii nu trebuie puse monumente. Unul din argumente, și am avut vot masiv care a susținut această lege, a fost așa. Am spus că în zonele de mare trafic să punem crâmpeie din istoria noastră. Copiii vor merge în mașină și vor întreba tații și mami, cine este acest personaj? Și iată, în acele mașini, în acele discuții vor fi crâmpeie de istorie care vor aduce un plus de trăire, de emoție, de suflet și de cunoaștere a neamului românesc. Eu cred că trebuie să avem, oriunde este vizibil, o trăire, o istorie, pentru că doar așa vom rămâne. Prin religia noastră creștină, ortodoxă, prin ceea ce înseamnă istoria noastră adevărată, prin obiceiuri, dar în același timp și prin hărnicie, muncă și implicare. De aceea, odată și odată, într-o Europa mare și unită, vom fi împreună, domnule primar, că frații totdeauna rămân frați. Unii lângă alții, împreună, și fie ca Alexandru cel Bun, împreună aici, cu Roma Mușat și cu Ștefan cel Mare, să ne țină, să ne inspire de sus și spiritul lor lângă noi, să facă marea unire din suflet și apoi și în faptă. Doamne ajută! Doamne ajută!